aici la Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei, m-am întâlnit cu Ion Popescu, conducătorul delegației Radei Ucrainei. Astăzi vom axa convorbirea noastră în jurul unei probleme care a avut loc pe data de 13 la Hliboca. Bustul lui Mihai Eminescu, care trebuia să fie sfințit pe data de 15, a fost vandalizat. Iată ce ne puteți spune privitor la această vandalizare. Și cum ați rezolvat problema că totuși pe data de 15 ați dezvelit bustul lui Mihai Eminescu? Da, într-adevăr, aceasta a avut loc la Hliboca. Societatea pentru Cultură Mihai Eminescu a lansat o idee ca să instalăm busturi lui Mihai Eminescu în toate centrele raionale unde locuiesc compact românii. Și după instalarea bustului la Herța și la Noua Suliță, prin hotărârea Consiliului Raional Hliboca, unde avem majoritatea de voturi, nu numai a românilor, dar și a reprezentanților Partidului Regional, cu care avem un acord de colaborare noi, comunitatea românească, s-a luat hotărârea ca să fie instalat acest bust în fața Muzeului Raional, în centrul orașului, pe banii oamenilor. Adică am făcut un apel nu la statul ucrainean, nu la statul român, nu la alte instituții. Societatea pentru Cultură Mihai Eminescu a început să adună oameni, de la oameni bani. S-au adunat bani într-o sumă destul de mare, s-a turnat bustul lui Mihai Eminescu, care era din două părți, adică partea pieptului până la cap și a doua parte era capul propriu-zis. Era făcut din praf de marmură împreună cu alte aliaje. Și pe data de 13 a fost adus la adâncata, la Hliboca, a fost întărit pe postamentul din marmură care era deja pus acolo, inscripția, și s-a luat hotărârea că va fi vopsit a doua zi ca capul să se prindă acolo pe loc. A doua zi dimineață m-a sunat Nicolae Șapca, vicepreședintele Societății pentru Cultură Mihai Eminescu, care locuiește chiar în raionul Hliboca și este redactorul șef a monitorului de Hliboca, care a spus că a fost vandalizat, cineva a furat capul lui Eminescu. Imediat m-am prezentat la loc, unde deja era și domnul Nicolae Șapcă, unde am insistat să fie poliția. Am scris scrisori și interpelări de deputat imediat la Procuratura Raională, la Miliția Raională, la Secția de Securitate de Stat a Ucrainei, pentru că am considerat că poate fi adus și o daună relațiilor interetnice și chiar relațiilor interstatale și am insistat ca să fie găsiți făptași. În același timp au fost discuții cu viceguvernatorul care l-a informat pe guvernatorul regiunii Cernăuți, am avut discuții cu președintele Consiliului Regional Cernăuți, domnul Venicero, până la urmă s-a luat hotărârea că, indiferent ce s-ar întâmpla, pe data de 15 va avea loc dezvelirea bustului, însă trebuie de făcut ceva dacă poliția nu găsește la timp capul și nu putem pune la loc, să turnăm în formele care, din fericire, au rămas întregi, să turnăm un nou cap, l-am turnat din gips. Personal, fostul președinte a societății Mihai Eminescu, Arcadie Opaiț, împreună cu Mihail Găniceru, președintele Consiliului Regional Cernăuți, care și el născut în raionul Hliboca, la Voloca, vorbitor de limbă română, s-au deplasat la sculptori. Sculptorii au acceptat de urgență să toarne din nou capul, au venit, l-au instalat. În 4 ore, practic, s-au terminat toate lucrările, l-am vopsit și a doua zi a avut loc deschiderea, însă până atunci am fost la Casa lui Rumpunu, la Cernăuți, la bustul lui Mihai Eminescu, am depus flori. Societatea Mihai Eminescu, alte societăți culturale din regiune, oficialitățile, împreună cu oficialitățile din Cernăuți și din nou cu activiștii organizației noastre, am depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, care se află în orașul Cernăuți. Apoi ne-am deplasat la ora 12 la Hliboca pentru a participa la manifestarea de dezvelire a bustului Mihai Eminescu. A fost multă lume, au participat din nou oficialitățile. Vreau să subliniez că de această dată, când s-a auzit de problema care este, imediat și guvernatorul și președintele Consiliului Regional și președintele Consiliului Raional și președintele administrației locale, toți au stat pe poziție că trebuie refăcut bustul, trebuie de căutat
făptașii și după ce s-a dezvelit, practic, peste câteva ore s-a găsit și bustul, care patru persoane domiciliate la Pliboca, nu putem spune numele acum, că are loc procesul din cadrul cu care duce procuratura și poliția din raionul Pliboca, dar practic se știe cine a făcut. Ei acest cap l-au rupt și l-au dus, l-au aruncat într-un iaz. Practic s-a găsit acest cap, dar acum trebuie să discutăm cu specialiștii dacă capul sunt atâta timp în apă, se poate el de rețopus și pus înapoi. Că practic ceea ce am pus noi e de gips și nu e de lungă durată. Nu poate să fie un an, doi, dar tot una trebuie să-l schimbăm. Și s-a luat hotărâre că tot una îl vom renova în forma aceea care a fost, în același aliaj, ca să fie frumos. Practic, pentru românii din zonă este o bucurie, dar a fost și un lucru alarmant. Dar vreau să subliniez că alături de noi au fost și mulți ucraineni, mai ales scriitori, care au venit și au demonstrat cu noi solidaritatea. Cineva poate a încercat să tensioneze relațiile interetnice în regiunea Cernăuzi, dar însăși faptul că am deschis acest bust, că am fost împreună cu oficialitățile și au venit mulți ucraineni la dezvelire și chiar au vorbit, au recitat și poezii de Eminescu și, practic, această manifestare am demonstrat încă o dată că în regiunea Cernăuți, mai ales în Bucovina, lumea este tolerantă, iar Mihai Eminescu este o personalitate care totuși îi unește nu numai pe români. Dar s-a demonstrat și alt lucru. Sunt forțe și oameni care se uită în trecut, cei care distrug, și sunt forțe și oameni care se uită în viitor, cei care construiesc. Noi construim și împreună cu Eminescu plecăm în viitor, pentru că Eminescu este un patrimoniu nu numai a neamului românesc, dar a întregii Europe. Și prin comportament european am demonstrat că se poate rezolva problemele. Sigur că a fost o mică repicătură de venin în sărbătoarea noastră, însă corul Dragoș Vodă, corul de bisericesc de la Iordănești, care a fost de față cu noi, protopopul Ioan Gorda, care a sfințit acest monument, lumea care a venit și a participat, a avut o dispoziție foarte bună și, practic, prin acest eveniment am cam netezit rana care ne-au făcut-o niște descreierați, așa să-i spunem. Acum așteptăm să încheie acest proces și vom cere ca persoanele respective, unu, să refacă acest monument pe banii proprii, iar a doilea, asta e poziția mea personală, să învețe câteva poezii de-a lui Mihai Eminescu în limba română și ucraineană, să le declameze acolo. În caz contrar, vom cere să fie dus la închisoare. Putem să știm și noi de ce naționalitate sunt acești rău făcători. Nu vorbim de naționalitate, vă spun că sunt născuți în orășelul Cliboca, chiar acolo de pe loc. Și vreau să vă spun că pentru ei nu este niciun activist român. Sperăm că Eminescu a fost, este și va fi idealul nostru național. Într-adevăr, Eminescu a fost, este și va fi idealul național, mai ales pentru noi românii din Bucovina și nu numai din Bucovina, dar și din Moldova. Avem două personalități mari. Este vorba de Ștefan cel Mare și Sfânt și este vorba de Mihai Eminescu. Ștefan cel Mare și Sfânt a apărat credința. Mihai Eminescu a fost unul dintre care au stat la baza limbii contemporare și este clasicul literaturii române. Însă Eminescu, de multe ori, ajungând la Putna, la mormântul lui Ștefan cel Mare, adică s-a înfructat din faptele pe care le-a dus Ștefan cel Mare și, practic, și patriotismul și filozofia sa s-a format acolo, în zona respectivă. Acum creația lui Eminescu formează noi generații și suntem în așteptarea să se evească alte personalități în zonele noastre cu care ne vom mândri și care vor face parte nu numai din patrimoniul creația lor, nu numai din patrimoniul culturii românești, dar întregii Europe. Și, practic, prin instalarea multor monumente, nu numai lui Eminescu, dar e vorba și de Vasile Levitske, care a fost de la noi, e vorba și de Ion Niculce, cum este monumentul Ion Niculce la Boianu, Noua Suliță, este vorba de Grigore Asache, monumentul care este deja la Herță, este vorba de busturile lui Ștefan cel Mare de la Voloca și de la Ostrița, adică, practic, se instalează mai multe monumente prin care demonstrăm că noi ținem minte trecutul nostru, dar vom trăi cu viitorul. Vă mulțumesc frumos pentru acest interviu, domnule deputat Ion Popescu. Vă mulțumesc.